Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Basarabenii sărbătoresc și astăzi Paștele Blajinilor după ce autoritățile au permis accesul în cimitire. Regulile de prevenire rămân valabile, iar consumul de alimente și alcool este interzis. Europarlamentarul Dragoș Tudorache a declarat pentru TVR Moldova că reformele din Republica Moldova trebuie realizate de o nouă clasă politică mult mai responsabilă. Pentru a treia seară la rând în Ierusalim s-au înregistrat violențe între forțele de securitate israeliene și grupuri de palestinieni. Tensiunile riscă să ia astăzi amploare. Este a doua zi de Paștele Blajinilor, zi în care basarabenii își comemorează morții. În majoritatea raioanelor, dar și în Chișinău, autoritățile au permis accesul în cimitire și credincioșii au profitat de ridicarea restricțiilor. Dacă reușesc cetățenii să respecte măsurile sanitare impuse pentru prevenirea răspândirii infecției de COVID-19, ne spune colega mea Lilia Țurcanu, care este la cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău. Lilia, bună ziua! Bună ziua, Vadim! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău, oamenii continuă să vină și astăzi pentru a-și comemora rudele. Totuși, aglomerația nu este atât de mare comparativ cu anii precedenți, când practic tot orașul se muta aici. Chiar dacă autoritățile au permis organizarea evenimentelor cu prezența vizitatorilor, aceștia nu trebuie să uite de măsurile de prevenție împotriva COVID-19. Oamenii sunt obligați în continuare să poarte mască, să respecte distanța fizică, dar și să nu se adune la morminte într-un număr mai mare de 3 persoane. Dacă în anii precedenți basarabenii obișnuiau să organizeze adevărate festinuri pe morminte, în acest an consumul de băuturi, dar și de alimente a fost strict interzis. Totuși, din loc în loc, am mai observat și unele abateri de la aceste norme. De asemenea, municipalitatea a anunțat că pe parcursul zilei de ieri, în toate cimitirile din Chișinău, nu au fost înregistrate incidente, iar seara au fost organizate ample măsuri de salubrizare a celor mai importante cimitire din capitală. De asemenea, și astăzi, atât polițiștii cât și celelalte structuri speciale au fost antrenate pentru a asigura buna desfășurare a tuturor evenimentelor. Atât de aici, la revedere! Lilia, îți mulțumesc! În dealul Petrarilor din satul Cosăuți, Soroca, nu se mai lucrează la foc continuu ca pe vremuri, unde și unde se mai aud câte o daltă lovită de piatră, iar atelierele meșterilor din zonă sunt pline cu monumente nevândute. Pandemia a afectat mult vânzările, iar meșterii spun că stau cu monumentele funerare în depozite. Ion Muntean prelucrează cu îndemânare piatra de mai bine de 15 ani. A cioplit sute de monumente, crucifixuri și coloane care au ajuns și peste hotare. Acum îi mai trece cineva pragul atelierului. Aveam vreo 30 de modele, monumente făcute, gata, care n-am avut unde nou cumpărători, nu au fost. Asta e situația. În alți ani, aici era numărul de monumente care se vinde. Era din deal până în vale la toți pietrari, era așa. Când mergem cu mașina și ne uitam unul la altul, dacă la unul a rămas un monument, două, ne gândeam, of, săracu, ăsta nu a vândut monumentele anul ăsta. Dar mudeam, treșem și la toți vitrinele spline și nu ne mai nerăm din nic. Cosăuți este de mult un loc cu tradiție, unde meșterii fac artă în piatră. Ei învață meșteșugul unii de la alții și fac lucrări unicat, apreciate și peste hotare. Pandemia le-a dat însă planurile peste cap. Anul acesta față de și în an, tot în an, încă mai rău a fost. Anul acesta undeva la maxim 20 de monumente, dacă le-am putut realiza. Ne-a afectat și coronavirusul și criza și toate odată ne-o așteptăm pe viitor, să vedem ce mai urma. E greu și chiar e scumpă și tot e scumpă, nu? Și analogul și una și altă trebuie tot achitat. Pandemia a afectat mai mult lumea, de atât că nu poți duce de peste hotare să facă o capeică și să vii încoace să facă pentru bunica sau pentru cine acolo. În satul Cosăuți sunt peste 30 de meșteri care sculptează în piatră. Localitatea mai este supranumită și satul Pietrarilor, iar lucrările din piatră de Cosăuți sunt unice.
150 de muzicieni au cântat în 47 de locuri din Republica Moldova pentru un concert online dedicat Zilei Europei. Călătoria muzicală a fost realizată cu sprijinul delegației Uniunii Europene și al ambasadelor. Ascultăm câteva acorduri peste câteva momente în telejurnal. Instabilitatea politică din ultimul an nu a ajutat parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Declarația aparține raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache. Oficialul a declarat în cadrul emisiunii Conexiuni că se așteaptă ca după alegerile din iulie să fie puse bazele unui nou dialog politic. Adevărata schimbare însă trebuie să vină din partea societății, mai adaugă europarlamentarul. Europarlamentarul Dragoș Tudorache precizează că reformele de care are nevoie Republica Moldova trebuie realizate de o nouă clasă politică mult mai responsabilă. Eu cred că fără un parlament la Chișinău care să-și asume această agendă de reforme pe care o tot discutăm de ani de zile între Republica Moldova și Parlamentul European și instituțiile europene, să știți că va exista întotdeauna un risc de derapaj sau de blocaj sau de încetinire a ritmului acestor reforme, așa cum am mai tot văzut până acum. Pentru că, de fapt, ce înseamnă o asumare la nivel parlamentar? Înseamnă că, politic, această agendă de reforme este înțeleasă și că majoritatea politică dintr-un parlament se pune în spatele ei. Și doar așa aceste reforme au șanse. Oficialul european susține că energia pentru schimbare trebuie să vină din partea societății. Adevărata reformă și energia pentru schimbare în Moldova trebuie să vină de la moldoveni, trebuie să vină de la societate. Și până când instituțiile ele însele și oamenii din instituții nu sunt și ei pregătiți la rândul lor să accepte și să facă o reformă, să știți că orice vine din exterior nu prea are șanse de izbândi. Consideram în continuare un parteneriat stabil, o relație care trebuie să crească și care va crește prin investiții atât de o parte cât și de cealaltă. De Ziua Europei, președinția Republicii Moldova a oferit Ordinul de Onoare ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, excelența sa Peter Mihalco. Președintele Maia Sandu a precizat că Republica Moldova își arată astfel recunoștința și respectul față de Uniunea Europeană pentru toată susținerea oferită cetățenilor. Și premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat că Republica Moldova își regăsește locul în Europa prin cultură, gradul de civilizație, dar și prin istoria sa. Iar autoritățile ar trebui să depună mai mult efort pentru ca reformele să fie implementate la nivel european. În semn de înaltă apreciere pentru susținerea constantă în numele Uniunii Europene a valorilor democratice și a eforturilor țării noastre de democratizare, domnului Peter Mihalco, ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, i s-a conferit Ordinul de Onoare. Ordinul de onoare oferit ambasadorului Peter Mihalco este argumentat prin susținerea pe care o oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova pentru o libertate și stat de drept, pentru finanțarea reformelor și pentru toate proiectele de dezvoltare implementate. Excelență, este o onoare pentru mine să vă pot înmâna această distinție în numele cetățenilor Republicii Moldova într-o zi atât de importantă pentru Europa. Este un semn de apreciere calității înaltă relațiilor noastre între Uniunea Europeană și Republica Moldova, bazată pe acordul de asociere, acordul de liber schimb. Cu ocazia Zilei Europei, un mesaj de felicitare a avut și premierul interimar Aureliu Ciocoi. Șeful executivului spune că semnarea în urmă cu 7 ani a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a însemnat ancorarea acestui stat în procesele de cooperare politică și integrare economică cu Uniunea Europeană. Premierul interimar recunoaște că suntem restanțieri la implementarea reformelor. Constat cu profundă recunoștință că Uniunea Europeană și statele membre au fost în acești ani parteneri de încredere pentru Republica Moldova. Avem un dialog politic consolidat, suntem tot mai integrați economic și comercial. Totodată continuăm eforturile de implementare, ce drept pe alocuri cu întârziere, a standardelor europene în toate domeniile vieții noastre, iar cetățenii țării deja de 7 ani călătoresc liber în spațiul geografic al Uniunii Europene. Lucrăm împreună în continuare pentru a reforma justiția și a combate corupția.
Călătorie muzicală în 27 de state europene. Cu ocazia Zilei Europei, delegația Uniunii Europene împreună cu ambasadele statelor membre au organizat aseară un concert virtual inedit. Am putut asculta muzică de pe întreg continentul european în interpretarea artiștilor din Republica Moldova. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. La călătorie artistică prin Europa au participat 150 de muzicieni, iar filmările au fost făcute în 47 de locuri din Republica Moldova. Coriștii au interpretat în 12 limbi. Lipsit muzica clasică în interpretarea instrumentiștilor de la Filarmonica Națională și de la Moldovian National Youth Orchestra. Concertul a fost organizat cu sprijinul ambasadelor statelor UE în Republica Moldova. Acest concert simbolizează motoul Uniunii Europene, unitate în diversitate. Acest concert a reunit circa 200 de muzicieni de toate vârstele, precum și diferite stiluri muzicale, astfel încât fiecare să se regăsească și să se inspire. Calde felicitări cu ocazia Zilei Europei. Să ne inspirăm împreună, să credem într-un viitor mai bun. Din cauza pandemiei, concertul dedicat Zilei Europei se organizează online pentru al doilea an consecutiv. Continuăm cu alte știri. Jucătoarele selecționate Republicii Moldova, Carolina Țabur și Cristina Ciorescu, au devenit campioanele României la fotbal cu echipa Olimpia Cluj. Clujencele s-au impus cu 2-1 în meciul cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, iar ambele goluri au fost înscrise de fotbalistele basarabence. Țabur a punctat în minutul 75, în timp ce Ciorescu a înscris golul decisiv în primul minut al prelungirilor. Grație acestei victorii, formația clujeană a ajutat decat titlul național cu 4 etape înainte de finalul campionatului. Este al 10-lea titlul de campioane consecutiv pentru Olimpia Cluj după cele cucerite între anii 2010-2019. În sezonul trecut nu s-a acordat titlul din cauza pandemiei de coronavirus. Record de Guinness Book la Moscova. 30 de cupluri s-au căsătorit simultan într-o telecabină în mișcare pentru că au vrut să rămână cu amintiri de neuitat. Îi vedem și noi imediat în telejurnal. Cursurile de alpinism și supraviețuire l-au ajutat pe un tânăr de 19 ani din București să scape cu bine dintr-o experiență care l-ar fi putut costa viața. Acesta s-a rătăcit în Valea Țapului din Munții Bucegi și l-a prins noaptea, dar a reușit să-și facă un adăpost în zăpadă, iar dimineața s-a întâlnit cu salvamontiștii care îl căutau.
Tânărul turist plecase să schieze. Era bine echipat și avea schiuri. A urcat pe munte, dar aproape de brâul mare al Coștilei nu a mai putut înainta din cauza epuizării. Se întuneca și și-a dat seama că nu are lanternă și nici suficientă baterie la telefon. A reușit totuși să ceară ajutorul salvamontiștilor până când telefonul s-a descărcat. Salvatorii au intrat în alertă și au pornit în căutarea tânărului. Deși operațiunea s-a desfășurat toată noaptea, nu au reușit să-l găsească. Tânărul însă s-a pus singur la adăpost. Și a săpat un adăpost în zăpadă, având folie de supraviețuire, echipamentul complet de iarnă, fiolet, colțari, bocanște pentru schiurile de tură. Chiar nu a avut nicio problemă. El a făcut niște cursuri de ski alpinism cu un ghid experimentat în care probabil a făcut ceva supraviețuire. Norocul băiatului a fost că a avut acest echipament de supraviețuire. Fără el nu cred că putea să treacă peste noapte. Este un lucru foarte bun că s-a descurcat. Bravo lui! Tânărul a reușit la ivirea zorilor să iasă singur din zona periculoasă. Urmele lăsate de el prin zăpadă la coborâre au fost văzute de elicopterul care îl căuta. Echipa de salvatori l-a găsit în apropiere de Poiana Coștilei și au coborât cu toți în bușteni. Alți doi turiști care au rămas blocați aseară pe Valea Cerbului au fost recuperați de salvatori după o operațiune care a durat 7 ore. Pentru a treia seară la rând în Ierusalim s-au înregistrat violențe între forțele de securitate israeliene și grupuri de palestinieni. Aceștia din urmă reclamă evacuarea forțată a 10 de familii pentru a face loc unor construcții israeliene în ceea ce ei numesc partea lor de oraș. Tensiunile riscă să ia astăzi amploare pentru că este programat un marș al naționaliștilor evrei chiar prin cartierele arabe ale Ierusalimului. A fost încă o noapte incendiară în Ierusalim. Zeci de oameni au fost răniți în confruntările dintre poliția israeliană și palestinieni. Totul a început după o decizie prin care mai multe familii de palestinieni, în jur de 70 de persoane cu totul, urmează să fie evacuate din Ierusalimul de Est pentru a face loc unor noi colonii israeliene. Ierusalim e birat Israel. Și cum și kol am bone be birato ve et birato. Gam lanu shmura hazkhut livnot be Ierusalim ve et Ierusalim. Cach asinu ve cach namshich lasot. Planul este aspru criticat de mai multe state, printre care Iordania, Turcia și Iran, iar situația va fi discutată și în Consiliul de Securitate ONU. Orașul Sfânt este mărul discordiei în conflictul istoric din regiune. Israel consideră Ierusalimul în întregime capitala sa, în timp ce palestinienii pretind Ierusalimul de Est, în jurul căruia și-ar dori constituirea propriului stat. Curtea Supremă, care trebuia ieri să asculte apelul familiilor palestiniene, a decis să amâne ședința și va stabili o nouă dată în termen de 30 de zile, timp în care proiectul imobiliar din Ierusalimul de Est este blocat. Tensiunile din Ierusalim s-au extins deja și în alte zone. La granița cu fâșia Gaza, pompierii luptă cu incendiile declanșate printr-o nouă metodă a militanților palestinieni, care trimit peste graniță baloane incendiare. Ehna abna wahdat lizwari. Ehna mgul laha ilak ya Netanyahu. Irji'na lak. Qulna lak marra martin wa thalatha. La Ierusalim, situația riscă să degenereze și mai mult. Astăzi este programat acolo un marș anual al naționaliștilor evrei, prin care se sărbătorește anexarea orașului în urma războiului din 1967 și care vor trece chiar prin cartierele arabe ale orașului. Un american a împușcat mortal 6 persoane, inclusiv pe prietena sa, la o petrecere aniversară, apoi s-a sinucis. Crima s-a produs duminică dimineața într-o parcare de autorulote din orașul american Colorado Springs. Polițiștii au găsit la locul masacrului 6 persoane decedate și un bărbat grav rănit. Ulterior, acesta a murit la spital. Ancheta a dezvăluit că focurile de arme au început într-una din rulote, unde mai multe familii sărbătoreau o zi de naștere, iar presupusul atacator este printre cei decedați. Potrivit oficialilor, în rulote erau și copii, dar și asasinul, care i-a cuțat, și niciunul nu a fost rănit. Motivul crimelor încă nu a fost deocamdată stabilit.
Violența domestică s-a accentuat în Franța pe fondul pandemiei, dar există acum un mijloc foarte eficient pentru a o combate, brățara electronică. Dispozitivul arată în orice moment dacă un fost partener agresiv încalcă regulile de distanțare și se apropie prea mult de fosta soție sau prietenă. Brățara electronică seamănă cu un ceas inteligent și se montează la gleznă. Victima este echipată cu un sistem de urmărire capabil să arate locul în care aceasta este prezentă și dacă agresorul încalcă distanța stabilită de judecător. Imediat se declanșează o alarmă care alertează forțele de ordine. Vis dans la terreur, vis dans l'angoisse, dans le stress permanent. On n'a jamais de moment où on peut se dire ça s'arrête. Il y aurait un bracelet. Je serais rassurée, je pourrais me dire, je vais de partout où je veux, sans risque. Ministrul Justiției, Eric Dupond-Moretti, a cerut ca justiția să fie atentă și să urmărească toate faptele de violență domestică, deoarece riscul de recidivă este foarte mare în astfel de cazuri și, de multe ori, urmările pot fi tragice. Judecătorul este cel care decide dacă un agresor trebuie să poarte o astfel de brățară. L'avocat peut saisir le juge d'affaires familiales pour demander, dans le cas de la séparation du couple, qu'il y ait cette mesure de protection supplémentaire pour éviter tout rapprochement physique, ou en tout cas un éloignement assez important. Statisticile arată că în a doua perioadă de carantină, actele de violență conjugală au crescut cu 60%. De la începutul acestui an, 39 de femei și-au pierdut viața din cauza acestui tip de violențe. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Record de Guinness Book la Moscova. 30 de cupluri s-au căsătorit simultan într-o telecabină în mișcare. Au vrut să rămână cu amintiri de neuitat și nimic nu a putut să le strice planul, nici chiar vremea ploioasă. Acum așteaptă omologarea recordului și înregistrarea internațională. Linia de telecabine pentru transportul de pasageri are lungimea de 720 de metri și a fost inaugurată la Moscova în 2018. O creatoare de modă din Rotterdam și-a făcut o rochie specială pe care o va purta atunci când îi vine rândul la vaccinare. E confecționată în întregime din măștile de protecție pe care le-a strâns de la începutul pandemiei. Și pentru că mai are câteva zile la dispoziție până când va merge să primească prima doză de vaccin, a avut vreme și să fabrice câteva accesorii, o geantă și, desigur, mănuși tot din măști reciclate. Femeia spune că ziua vaccinării va fi pentru ea o petrecere la care vrea să meargă cu stil, îmbrăcată de gală. Și speră că noile ei creații vestimentare vor încuraja oamenii să se vaccineze. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul Orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!